ce o să reușim să scoatem produsul pe piață. O să avem de fapt în derulare un proiect pentru capurile tractoare, pentru că acolo se pune un pic altfel problema, deoarece filtrele acestor vehicule sunt expuse ploii și mizerii aruncate pe rot și bineînțeles că vrem să onorăm și aceste lucruri. La ce preț va fi un astfel de legislație? Un filtru pentru motoarele de mare litraj, încă prețul nu este, să spun, finalizat, pentru că nu s-a hotărât pe ce material se va lucra, dar vă pot spune că pentru autoturisme și autoutilitare noi sperăm să fie undeva la 250 de ron, 300 de ron filtru. Care e cea mai importantă distinție pe care ați primit-o? Cea mai importantă distinție am obținut-o în anul 2010 și este premiul pentru cel mai bun inventator al salonului de la Moscova pentru sistemul dinamic de transfer al aerului. Este un premiu care s-a dat de către Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală, de fapt OIPO Geneva, la care am și participat anul acesta, pentru că România menține niște relații foarte bune cu această instituție și în fiecare an România este singura țară din salonul de la Geneva care este invitată să participe la masa rotundă OIPO. Câte premii, medalii ați primit așa de bani? În jur de 14 saloane, vreo 9 medalii de aur și restul ce urmează, știu că sigur am două de bronz, niște premii speciale. Și...